Vești bune pentru reprezentanții administrațiilor publice locale din județul Hunedoara, dar și pentru cetățenii acestor comunități. 74 de noi obiective de investiții din județ, în valoare de peste 171 de milioane de lei, au fost aprobate la finanțare pe planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectele investiționale au fost depuse de administrațiile publice locale pe componenta 10 Fondul Local și sunt finanțate prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Potrivit jurnaliștilor site-ului Hunedoara Liberă, investițiile vizează realizarea de sisteme inteligente de management local, piste pentru biciclete, achiziționarea de mijloace de transport electrice și stații de reîncărcare pentru autovehiculele electrice, precum și a documentațiilor de amenajarea teritoriului și planificare urbană. Pe lista aceasta se regăsesc Aninoasa, Băcia, Băița, Balșa, Bănița, Baru, Bătrâna, Blăjeni, Boșorod, Brad, Brănișca, Bretea Română, București, Burjuc, Călan, Criștior, Densuș, Deva, Gioagiu, Ghelari, Hărău, Hațe, Hunedoara, Lăpugiu de Jos, Luncoiu de Jos, Lupeni, Orăștie, Orăștioara de Sus, Peștișu Mic, Petrila, Petroșani, Râu de Mori, Romos, Sântă Orlea, Simeria, Teliucu Inferior, Totești, Uricani, Vălișoara, Vața de Jos, Vulcan și Zam.